Rupere de nori, au început deja furtuni violente în multe zone din țară. Ciclonul a lovit delta și litoralul. Temperaturile scad ușor, dar vremea rămâne caldă, cu maxime între 26 și 33 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării. Între timp, vor fi și câteva episoade de ploi, mai întâi în est, iar săptămâna viitoare în mai multe regiuni. ANM a emis cod galben valabil de la 6 a 9 a 2024 ora ora 17 până la 6 a 9 a 2024 ora ora 18 În zona județul Brăila, în surăței, Viziru, Tufești, Victoria, Stâncuța, Gropeni, Bărăganul, Bertești de Jos, Unirea. Județul Ialomița, Scânteia, Gheorghe Lazăr, Valea Ciori. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15 25 lec MP, descărcării electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină. ANM a emis cod galben valabil de la 6 a 9 a 2024 ora ora 16 până la 6 a 9 a 2024 ora ora 17. În zona, județul Brăila, Brăila, Chișcani, Vădeni, Traian, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Romanu, Siliștia, Tilești județul Ialomița, Făcăeni, Bordușani, Stelnica. Se vor semnala la averse torențiale care vor acumula 15, 25 lec MP, descărcării electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină. ANM a emis cod galben valabil de la 6 a 9 a 2024 ora ora 15 și 55 de minute până la 6 a 9 a ora ora 17. În zona Județul Tulcea, Tulcea, Măcin, Jijila, Lungavița, Chilia Veche, Nufăru, Văcăreni, Beștepe, Grindu, Crișan, Smârdan, Ice Brătianu, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi. Se vor semna la averse torențiale care vor acumula 15, 25 lec MP, descărcării electrice, intensificări ale vântului. Anemea a emis cod galben valabil de la 6 a 9 a 2024 ora ora 15 până la 6 a 9 a 2024 ora ora 18. În zona, județul Constanta, Hârșova, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Gârliciu, Pantelimon, Saraiu, Horia, Vulturu. Județul Tulcea, Babadac, Sarichioi, Jurilovca, Baia, Topoloc, Cerna, Valea Nucarilor, Mihail Cogălnicianu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Deni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Isoarele, Stejaru, Ostrov, Ciucurova, Peceniaga, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Hamciarca. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15-25 lec MP, descărcării electrice, intensificări ale vântului. Luna septembrie a început cu o vreme demnă de mijlocul lui iulie. În unele zone din sud și vest, termometrele au arătat chiar și 36-37 de grade Celsius. Totuși, căldura scade în intensitate spre sfârșitul acestei săptămâni, odată cu pătrunderea unei mase de aer mai reci din est. În același timp, prezența unui ciclon de altitudine imediat la est de țara noastră va aduce mai mulți nori și intervale cu ploi în sudul și centrul Moldovei și în Dobrogea. Câteva averse locale vor fi posibile, începând de vineri după amiaza, și în Banat, vestul Olteniei și la munte.